Totodată, sper să, să găsim metode mult mai interesante de a vă lua banii. N-a zâmbit nimeni, e ok, dar un pic. Mulțumesc mult. Deci, un pic de sprijin, vă mulțumim mult pentru cei care l-au acordat și sperăm să ne eficientizăm și la nivel de comunicare. Am înțeles că taxa e de 5,1 euro plus TVA. O să schimbăm tot materialul de informare și pe site. Ca să, n-a fost din dorința de a vă păcăli nici pe departe, ci a fost o dezinformare și la nivelul nostru. Ok. Acum gata despre bani. Vreau să vă spun că ediția din această seară va fi despre turism. Am invitat pe Radu Mărcușu de la SEO Monitor, pe Cătălin Macovei. Yeah! Pe Cătălin Macovei, care se ocupă de aproape 7 ani de zona de PPC marketing pentru turism, zona de Google AdWords, un specialist în zona de Google AdWords și un bun prieten de-al meu. Și Ionuț Munteanu, nici nu știam că am prezentare în seara. Da, nu. Am o prezentare și eu în seara asta la Lumea SEO PPC. Nu, știam că am o prezentare la Lumea SEO PPC. M-am pregătit în mod particular pentru voi și v-am adus informație exact după ce am testat o parte din informație la eTravel. Cei care n-au reușit să ajungă la eTravel, sper că o să vadă informația acum și o să bucure de ea. Ok, începem cu Radu. Radu, între timp până vine Radu, mulțumim sponsorilor, Newsman, partenerilor IQ Ads, Traffic.ro, comunicate de presă, două parale, SEO Monitor, Web Digital, dar și Tonka Soul Cafe. Mulțumim mult pentru că ne găzduiți. Ok, Radu? Mersi, salut! Mi-a stricat surpriza cu imaginea. Am vrut să fiu un pic patriot, să folosesc și logo atât de mediatizat și controversat. Aș vrea să vă spun de la început că a fost greu toată săptămâna să stau să mă gândesc numai la concediu, la vacanțe, dar am reușit să fac ceva pentru seara asta. Aș vrea să vă spun puțin despre cum ar putea o strategie SEO, o campanie SEO să ne ajute business-ul dacă lucrăm în domeniul turismului. Și aș vrea să încep cu căutările care se fac lunar pe Google, conform Google Keyword Tool, pe termeni relevanți din domeniul turism. Sunt aproximativ 8 milioane de căutări pe lună. Dintre acești useri, probabil, de fapt nu probabil, cum ne spune și tot Google prin Consumer Barometer, 51% fac cumpărăturile offline, doar 49% fac cumpărături online, dar din acești 51%, de fapt din toți acești useri, 51% fac research online înainte să cumpere un pachet turistic, 45% fac research și online și offline, doar 2% fac research offline și 2% nu fac research deloc înainte să achiziționeze un pachet turistic. Cele mai accesate canale în căutarea pachetelor și ofertelor turistice sunt motoarele de căutare, după sunt site-urile de turism, recomandările, showroom-urile sau târguri de turism, cum sunt la noi, comparatoarele de prețuri și, pe ultimul loc, rețelele sociale. Știm cu toții că este un domeniu foarte, foarte concurențial, domeniul turismului. Mă uitam pe câteva statistici zilele trecute și, bine, o statistică mai veche, de din 2011, care spunea că sunt 3.000 de agenții de turism în România. Și dacă am considerat că toate agențiile au un site web și am mai pune la calculul acesta și site-urile agregatoare de oferte de turism, probabil am avea undeva peste 3.000 de site-uri cu care noi ar trebui să ne luptăm în pozițiile pentru pozițiile în motoarele de căutare. Primele 500 de agenții
au o cifră de afaceri de aproximativ 800 de milioane de euro în 2012. Și acum aș vrea să vă povestesc un pic cum am putea noi să ne luptăm, mai ales dacă suntem un site mai mic de turism sau dacă suntem la început, cum am putea să concurăm cu asemenea site-uri care au bugete de zeci de milioane de euro și care investesc foarte mult, nu numai în SEO, cât și în PPC și în marketing și în offline și pe toate canalele de promovare. În primul rând, pentru a targeta un număr cât mai mare de cuvinte cheie, cât mai multe combinații de cuvinte care ne pot aduce trafic, ar trebui să avem un site foarte bine dezvoltat și foarte bine segmentat. Am luat ca exemplu din pagina din homepage, ar trebui categorii către cele mai căutate, nu știu, cuvinte sau secțiuni din site. Last minute, vacanțe, oferte, city break, croaziere, early booking, probabil că mai sunt, nu le-am trecut pe toate aici. Și fiecare ar trebui segmentată pe țară, mai apoi pe regiune, eventual pe oraș, pe hotel, dacă se poate, pe confort, 4 stele, 5 stele, all inclusiv și așa mai departe. Toată treaba asta ne ajută să atragem foarte multe vizite în mod natural, din cuvinte cheie long tail. Strategia pe care am putea să o abordăm atunci când începem o promovare SEO. Și aici aș vrea să, nu știu, nu vreau să vă spun despre neapărat despre keyword tool, să alegem cuvintele cheie. Oricum nu sunt adept al cuvintelor cheie generale cu foarte multe căutări, pentru că sunt foarte concurențiale și ar trebui să investim și timp și resurse pentru a ajunge în top și poate nici atunci să nu atingem topul și să ne dăm seama că până la urmă a fost o pierdere de vreme. Aș vrea să vorbim un pic de oportunități. Cum depistăm cuvintele cheie care sunt mai ușor de promovat, care sunt mai ușor și mai probabil de a obține poziții de top în Google cu un minim de efort. O primă parte ar fi că putem alege cuvintele care sunt deja testate sau au fost testate într-o campanie de PPC. Pentru că putem avea date foarte relevante de acolo, pe ce convertim mai bine, nu știu, care au un click-through rate mai mare sau mai știu eu ce. Aici nu știu dacă se vede foarte bine. Am observat că foarte multe site-uri nu targetează cuvintele cheie cu an. Am dat aici un exemplu. În anul 2012, un site de turism a obținut 86.000 de vizite din cuvinte cheie cu acest an 2012 inclus. Au venit vizite, nu se vede foarte bine, de pe 19.000 de cuvinte cheie. Ca și strategie, dacă am face o secțiune în care am targetat cuvintele cheie plus an, un mod foarte simplu de a promova pentru anul următor este să luăm fix cuvintele acestea care ne-au adus vizite în 2012, să schimbăm 2012 cu 2013 și din start am putea presupune că dacă s-au căutat în 2012 și au adus vizite, este foarte probabil să se caute și în 2013 la fel de mult sau poate chiar mai mult. O altă cale prin care am putea descoperi cuvinte cheie care ne-ar putea aduce beneficii cu un minim de efort este să folosim chiar sugestia Google. Dacă scriem în Google Grecia 2013, o să primim câteva sugestii și ultima este Grecia 2013 demipensiune. Dacă ne uităm în Google Keyword Tool, Grecia 2013 demipensiune nu are zero căutări și la fel și Grecia 2012. Dar prin faptul că Google a considerat-o atât de importantă încât să o listeze la sugestii,
putem presupune că are câteva căutări și că va aduce trafic pe site-ul nostru. După ce am făcut Grecia 2013, am început să pun fiecare literă. A, B, C, am ajuns la N și avem Grecia 2013 Neipori, care la fel Google Keyword Tool ne afișează 0 căutări pentru ambele variante. Nici în 2012 spune că n-au fost căutări și nici în 2013 ne arată că nu ar fi nicio căutare pe acest cuvânt. Google Trends. Nu se vede foarte bine, acolo în căsuță scrie oferte Grecia 2013 și dacă ne uităm cu atent la grafic o să vedem că traficul, interesul userului pentru această expresie începe chiar din octombrie. Așa că ar fi cu atât mai bine dacă am putea să facem încă de la mijlocul verii sau de la sfârșitul verii o secțiune cu oferte sau cu early booking pentru anul următor, pentru a putea promova din timp secțiunea respectivă și a putea ajunge înaintea competitorilor noștri pe prima pagină. Google Trends ne oferă, de asemenea, tot pe același cuvânt, și regiunile din țară, orașele sau regiunile din țară, unde se caută cel mai mult acest cuvânt. Și oferte Grecia 2013, vedem că se caută în București, Timișoara și Brașov. Dacă avem agenții fizice în țară, nu numai un site, am putea alege să facem o strategie de marketing offline pentru orașele respective. O strategie puternică care sigur ne-ar aduce beneficii pentru că vedem interesul este destul de mare. Ce am mai putea face pentru a targeta și mai multe cuvinte cheie long tail? Am căutat zilele astea și am găsit expresii care nu mă gândeam niciodată că ar putea să se caute. Am văzut că a venit destul de mult trafic pe ele. Cel mai simplu mod, de fapt nu e simplu, dar un mod foarte bun de a face asta, este prin user-generated content, reviews-urile. Au un potențial, am scris câteva avantaje, au un potențial mai mare de a converti. Acolo am scris ceva jos, Local Consumer Review Survey 2012. Este o statistică făcută de cei de la Search Engine Land cu o firmă de marketing pe 5.000 de persoane care au spus că un review este la fel de important ca și o părere personală pentru ei. Review-urile m-au avantajul că sunt conținut unic și fresh. Știm cu toții că Google adoră conținutul fresh și cu atât mai mult am avea șanse să urcăm în motoarele de căutare. Și prin aceste review-uri putem targeta în mod natural cuvinte cheie la care noi nu ne gândim în general să o facem și putem observa vizite de pe cuvinte cheie foarte, nu știu, foarte mari, o vizită, două vizite, până la trei vizite, dar care într-un număr foarte mare se adună și chiar sunt vizite mai targetate. Ok, să zicem că am făcut toate astea și trebuie să măsurăm într-un fel beneficiile pe care ne-a adus strategia, roiul pe care ni l-a adus. Cel mai simplu mod prin care putem face toată povestea aceasta este prin modulul e-commerce din Google Analytics. Sau dacă nu avem un site, pentru că am văzut că sunt destul de multe, care să ne permită cumpărarea unei oferte direct de pe site, putem folosi golurile pentru formularele de cerere ofertă. Dar am vorbit cu cineva, nu știu, acum ceva timp și mi-a spus că a avut inițial formulare de cerere ofertă, dar că lead-urile care veneau din aceste formulare nu erau la fel de calificate. Și a optat doar pentru a păstra numărul de telefon pe site. Și cum monitorizăm numărul de telefon? Echipa noastră de la SEO Monitor
de la software ne-au ajutat în povestea aceasta și au dezvoltat un tool care monitorizează conversiile telefonice, le transformă în cu ajutorul Orange, ne putem conecta la platforma lor, luăm toate datele din platformă, tool-ul le transformă în goals pentru Google Analytics și acestea pot fi urmărite foarte ușor în Google Analytics sau în SEO Monitor, în SEO Monitor App, sub formă de conversii directe sau conversii asistate. Ok, asta a fost. Mersi. Întrebări. Eu am o întrebare. Mai spune-mi un pic de cum faci tracking-ul ăla pe telefon, că nu n-am înțeles și e foarte interesant. Noi avem două variante, dar aștept. Da, practic ce facem este să implementăm un script pe site-ul clientului, script care atunci când vizita vine din mediul organic, din Google organic, dintr-o căutare, afișează un alt număr decât cel al clientului. Numărul acesta face redirect, numai că noi putem să monitorizăm toate apelurile care s-au întâmplat pe numărul ăsta și mai apoi să le transformăm în goal. Mulțumesc! Stai puțin, poate mai am întrebări. Ce facem cu ofertele sezoniere? Din ce punct de vedere? Nu înțeleg. De exemplu, acum, ok, vrem să facem SEO pentru Revelion. N-avem cu ofertele de Revelion. O lună de zile când apar ofertele nu e ok. Putem crea un landing page. Se folosește foarte mult în perioada asta, nu știu dacă mă de când a apărut S4 și până a intrat la noi în magazine, s-au creat vreo 100 de landing page-uri pe toate magazinele. Înainte chiar să... Înainte să ajungă la noi, am înțeles că o să fie din 1 mai. Landing page-urile sunt de o lună jumate, de 2 luni de zile. Landing page-uri pe care se poate lucra ca, nu știu, oferte Revelion 2013, oferte Revelion 2014 în cazul ăsta. Îmi voie să aduc și eu o completare. Nu știu dacă a fost complet răspunsul lui, dar eu nu vreau să trec în zona de Google AdWords, să las în zona de rezultate organice, știi? Putem să facem mult mai multe lucruri folosind rezultatele plătite și Google AdWords pe zona asta, tocmai ca să capturăm căutările care se fac în perioada în care nu există ofertă. Am prezentare chestia asta, nu știu dacă și Cătălin a subliniat aspectul ăsta, dar sunt sigur că o să primești răspunsul până la final, dacă nu pe zona de search engine optimization, sigur pe marketing integrat pe motorul de căutare. Da, și noi putem folosi după cuvintele de la Ionuț ca să optimizăm continuare, pentru că știm cum se comportă și... Mulțumim mult! Depinde foarte mult și de site, adică nu toate business-urile au același target. Poate fi un business care are ca target vacanțe exotice și are oferte mai bune pe vacanțe exotice. Să vă zic sincer, cuvântul oferte a evoluat, mai bine zis, din cauza la grupoane. A, doar din punctul de vedere al primei părți, oferte, vacanțe până sau... Bun, până acum și ia microfonul dacă vrei să faci comentarii. Scuză-mă, nu vreau să... Până acum vreo 2-3 ani de zile era foarte popular sejur plus ceva. În momentul ăsta a devenit oferte plus localitate sau țară, una la mână și din cauza grupoanelor. Adică și din cauza site-urilor de reduceri, la asta mă refer. Că ei au început să targeteze cuvântul oferte Grecia ieftin. Până atunci exista sejur și românul de rând, utilizatorul de rând știa exact. Că până acum se căuta oferte, sejur, localitate și acum de fapt a devenit oferte plus localitate. Cei care caută oferte și converte? Să vă zic... Bun. Dăm voie. Așa, hai că și asta e. Hai că o să vin iar cu o completare. Da, am și eu. Ideea e că dacă ar exista o rețetă, ar fi extraordinar. Dacă, na, potrivirea e pentru fiecare site, pentru fiecare ofertă a site-ului respectiv, nu numai după pattern-ul utilizatorului, ok, ei sunt predispuși la a face o achiziție, dacă ei au căutat ofertă Grecia. Doar că de la predispoziția la o achiziție până la achiziția finală este evident un drum lung. Și atunci dacă nu se pupă momentul în care ei fac... Deci noi ce identificăm practic prin search marketing este momentul în care ei au nevoia.
în momentul ăla, venim cu o ofertă care îi rezolvă cererea oarecum. Da? Dacă cererea, dacă oferta se potrivește pe, exact pe nevoia lui, pe cererea lui la momentul respectiv, atunci convertește. Deci nu există o rețetă. Degeaba am vrea noi să spunem că, domnule, am descoperit acele cuvinte pe care dacă le adăugăm în campanie, rup. Adevărul e că nu poți să-ți dai seama. De exemplu, ce se întâmplă cu campaniile în care căutările unice convertesc mai mult decât căutările șablon? Cum identificăm căutările unice? În Google AdWords avem cum să identificăm căutările unice folosind niște variații de match type-uri negative, pozitive și încercăm să, practic, eliminând variantele de tipar, folosim zona cealaltă de unic, care reprezintă aproape 20-25% din căutările totale în Google. Deci, ca să revin la răspuns, nu există o rețetă. Deci degeaba am zice noi acum că, domne, ofertă Grecia convertește mai bine decât sejur Grecia. Cred că, mai mult decât atât, aș recomanda să priviți în ansamblu ce înseamnă conversiile venite pe o anumită frază cheie și în asistare. Adică da, ele să asiste pe celelalte și în cadrul campaniei, în cadrul canalelor diferite. Adică nu directul care asistă organicul sau organicul care asistă paid-ul, ci și în campanie, în cadrul unei campanii, avem termeni care asistă alți termeni. Prin search funnel-urile care sunt disponibile odată în Google AdWords și în rapoarte în cadrul keywords. Da, Dragoș! Vrei să dau? Fii atent că dau cu microfonul. Ok, și am văzut, dragostea mea, am văzut convertiște foarte bine Hotel Kempinski Golden Sands, de exemplu, Long Tail, da? El deja și-a făcut un research inițial, da, a văzut oferte Bulgaria, sejur Bulgaria, a mers mai în profunzime, sejur Golden Sands, oferte Golden Sands, a găsit Kempinski, nu știu orice hotel din Golden Sands, care i-a plăcut foarte mult, a văzut cum arată și vrea să găsească cea mai bună ofertă pentru hotelul Kempinski. Și atunci a să pui destination-urile direct către Hotel Kempinski Golden Sands și atunci vei converti cu siguranță. Ok, mersi. Mulțumim. Ca prezentare. Ok. Cel mai bine convertește prețul. Pentru că deja nu mai intrăm pe un site și ce vedem acolo cumpărăm. O să începem, facem un research, mai ales la vacanță, îl facem cu 2 luni, 3 luni, 4 luni, 5 luni, 6 luni înainte. Și când vreau să-mi cumpăr o ofertă, mă uit pe cel puțin 10-15 website-uri 20. Pentru... 20. Super! Merge și asta. Scuze. Dacă nu mai sunt întrebări? Da. De ce keyword pool? Cred că nu merge, deci dar poți să vă deștept. Care este motivul pentru care keyword pool din Google nu înregistrează anumite căutări? Cel mai și cel mai frecvent sau cel mai des întâlnit situație este că atunci când încep să se facă căutările pe un anumit cuvânt, el durează ceva până Google procesează datele. Deci aproape de fiecare dată o să afișeze mai târziu informațiile astea. De reținut, am recomandat de-a lungul timpului că Google Keyword Tool este un tool care vede, din care tu privești trecutul. Și atunci nu prea contează dacă privești trecutul până azi, sau trecutul până ieri, sau trecutul până săptămâna trecută. Până la urmă e o imagine care te ajută să iei niște decizii, dar eu nu mi-aș baza deciziile pe alea. M-aș baza din punct de vedere al research-ului, dar nu din punct de vedere al deciziilor vis-a-vis de campania mea viitoare. Adică, na, e o gândire oarecum naturală, să zici, ok, mă bazez pe trecut ca să fac o supoziție pe viitor. Dar ca să-ți răspund la întrebare cu număr, e posibil să nu ai suficient de mult volum de căutări, ca de-aia nu afișează. Că dacă n-ai suficient de mult volum, ăsta e un alt motiv. Auzi, Ionuț, tu acum, spunând că n-ar fi ok să te bazezi pe trecut pentru a prevede viitorul, îți dai seama că demontezi oarecum... Nu, e vorba care a plecat e vorba doar de lucrurile care, când vorbim de pattern-uri mai ample, atunci poți să te bazezi pe trecut, pentru că concluzia ta e uniformizată de volum. Dacă îmi vorbești de o chestie foarte specifică, eu nu m-aș baza pe trecut pentru a anticipa viitorul. Da, gândești foarte specific, da. Aceeași, un exemplu care a demontat un pic teoria ta, cred că e dacă vorbim de niște evenimente care se întâmplă la 4 ani, cum ar fi Jocurile Olimpice sau Campionatul Mondial de Fotbal.
în momentul ăla keyword-ul ar trebui să le excluzi într-o analiză, o să vorbesc mai tare, eu știu că. Ar trebui să le excluzi într-o analiză în care tu vrei să treci pe 2013, dacă a fost campionatul mondial în 2012, cred, nu sunt sigur, nu le-am cu fotbalul. Eu sunt sigur că se mai fac căutări pe campionatul mondial și în aceste 4 ani. Dar nu cred că cu 2013, aia era ideea. Că în 2013 s-ar putea să nu fie. Și nu știu cum ai putea să convertești pe cea care caută un campionat. Dar e foarte ok ce spui și... Un joc olimpic de iarnă în 2013, dacă nu e niciun. Da, nu, că în sensul că dacă omul caută cum a fost, dar poate să caute retroactiv, asta spune... Da, dar 2013, da, să pui 2013 în loc de 2012, acolo nu mai e o teorie ok. Depinde de situație, că dacă... Era fix pe exemplul lui. Da. Păi dacă ar fi campionat mondial în fiecare an, ar fi ok, nu să schimbăm. Da, era un exemplu de keyword-uri care ar trebui scoase într-o analiză de genul, din punctul meu de vedere. Da, care se raportează la o anumită perioadă, da, are sens să fie scoase. Dacă ai vrea să faci o analiză foarte de o acuratețe mai mare, ar trebui să excluzi, da. Părerea mea este că ai dreptate. Da. Te rog, Olimia. Am o întrebare specific pentru... Da, să zici mai tare, nu știu. Am o întrebare specific pentru 2012-2013. Deci... Dacă faci oferte turist, da? Și faci oferte turist 2013, 2014, 2015, faci pagina pentru fiecare sau ai una pentru toate? Deci pentru un hotel anume, ofertă turism, nu, ofertă hotel X. Nu, cred că ar fi de ajuns să facem un, te refer la chestia pe care am spus-o, că am putea să facem pagina încă de la jumătatea anului 2013 pentru 2014, nu? Da, și atunci faci pentru fiecare an mai multe pagini? Nu, cred că e de ajuns o secțiune specială cu oferte sau nu știu, depinde, poate... Observăm în comportamentul utilizatorului de pe site-ul nostru. Ce a căutat anul trecut mai mult? A căutat oferte, early booking sau mai știu eu ce. Putem face, în exemplu de acolo, o secțiune oferte Grecia 2013, care să se numească așa și paginile la fel, ofertă Halkidiki 2013, ofertă... Ok, mersi. Bun, ok. Mersi încă o dată. Mulțumesc și eu, mersi mult, Radu. Ești izul meu, să știi, și pe mine cheamă Radu. Ionuț, Radu Munteanu. Felicitări.